dimineața tuturor, este ora 7, Grig și Moga, suntem alături de voi în dimineața pe 2. Neața, neața, bună, ne-am trezit pe jumate eu. Grig, pare mai trezit decât mine. Eu par. Par un pic mai viu, ne-am trezit și vrem să vă spunem că ne auzim pe Radio Impuls România și pe Canal de 2. În această dimineață, prima discuție n-a fost despre vreme, vorbeam mai devreme cu colegul Moga despre regulile de circulație, care este diferența între depășire și devansare. V-a plăcut, nu? Da. Intelectual de dimineață. Am încercat și noi. Vreți să știți care e diferența? Hai să le zicem oamenilor. Devansarea se face atunci când se întâmplă pe același sens de mers, iar depășirea se întâmplă atunci când trecem pe sensul opus. Da, adică atunci când ai un șofer, tu ești pe banda 2 și el e pe banda 1 și merge mai repede decât tine, tendința este să zici, m-ai depășit prin dreapta pe banda 1. Te-am devansat, domnul, te-am devansat. Stai puțin, te-am devansat și am voie, ce să vezi, legal am voie. Partea bună este că la ora asta poți să devansezi, să depășești, fiindcă traficul este încă, sper, încă este ok. Noi când plecăm de acasă cu noaptea în cap este bine și măcar partea asta bună să existe. Măcar atât, măcar atât. Pe lângă atât. Faptul că facem o frumoasă emisiune și ne este foarte drag de voi, sunteți colegii noștri de emisiune la 0754222999. Și mari și mici, ora asta și foarte, foarte mici. Foarte mici, vă pregătiți de școală, sper, copii. Da, așa ar trebui. Și vă pregătiți și de Grig și Moga o dau în mintea copiilor. Între timp o să dăm în mintea adulților, o să vă spunem care e treaba cu ziua de marți sau dacă cine știe, avem vreo sărbătoare, vreo ceva. Avem vreo curiozitate și o să vă zicem ceva despre ziua de marți ce probabil nu știa nimeni. Eu astăzi am aflat. Tu știi că eu am zis ziua de marți, dar nu eram sigur că e marți. E marți. Marți este, da? Da, da, da. Bine. Deci nici ție nu ți s-a încărcat personajul. Încercăm să ne trezim în continuare la Radio Impuls, Grig și Moga. Bună dimineața. Dimineața pe noi. Impuls. Enjoy the hits. Astăzi marți trebuie să începem cu o urare în mod normal, dacă ar fi să ne luăm după statistici, și anume să trăiască copilașul, să vă bucurați de el, să cum se zice atunci când faci copil, când Happy naști. Birthday to you, să trăiască puiul. Da, bun, și așa, da. Aveam un vecin puiu, da. Și exact gluma asta o aveam cu el. Să trăiască vecinul tău. Dar cum zici când cineva apropiat face un copil? Să-ți trăiască. La mulți ani, felicitări. Spor la muncă, părinți, de... să faci mulți bani. Nu, ziceam de copii. Da. A, spor la muncă. Tu să faci bani ca să crești copilul, să fii sănătos. Da. Dar totuși, astăzi este marți și statisticile zic o chestie foarte interesantă. De ce vorbim despre nașteri? Marțea este, conform statisticilor, ziua cu cele mai multe nașteri. Probabil de-aia este și cea mai stresantă zi a săptămânii. Da, eu... două chestii mișto. E și cea mai stresantă zi a săptămânii, dar și ziua în care se nasc cei mai mulți copii. Se pare că asta e un studiu făcut de cercetătorii noștri, prieteni britanici. E, în sfârșit. Într-un final. În sfârșit. Ne era doar de ei. Adică, da, mă, nu putem să nu-i credem. Nu, imposibil. Britanici, n-așa? Au făcut pe 3.000 de oameni, totuși. Și mai e o chestie. Deci, în prima zi a săptămânii, adică lunea, statistic, iarăși este o zi în care angajații se pun la curent cu bârfele. Povestește ce au făcut în weekend, adică luna e mai pe relax. Mai pe update. Iar marțea, gata. Se intră la muncă și practic tu recuperezi și ce n-ai făcut lunea, da? Deci, marțea sarcinile de la serviciu se aglomerează și asta cu marțea au cele mai multe nașteri e o chestie pe care nu pot să explice nici măcar savanții britanici care au făcut studiu. Da, ei n-au reușit să explice fenomenul, dar au reușit să-l studieze, adică și-au dat seama, bă, ăștia suntem, de ce? Nu știm. Habar n-am. Pentru toate mămicile sau viitoare mămici, ce să spunem, o atenție la ziua de marți, da. Și pentru tătici să se pregătească cu flori și cu ce te duci tu atunci când vine momentul ăla, care e de altfel foarte, foarte frumos. Iar pentru noi ceilalți avem o zi de marți cât se poate de ușoară, asta știu că aveți treabă. Avem și noi imediat cu copiii, dar mai avem puțină treabă și cu voi. Stați cu noi! Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibes station. 7 și 13 minute, trăim într-o lume în care se falsifică telefoanele, se falsifică televizoarele și hainele și tot felul de chestii, dar au început să se falsifice și chestii la care nu te-ai aștepta neapărat. Poftă bună! Poftă bună! Ce să... ai înțeles?
Avem o listă de cele mai falsificate alimente din lume. Știi că din se falsifică? Lume? Da. Știi că se falsifică alimente? Eu nu știu. Cred că da. Nu știi că erau testele alea pe TikTok? Cum afli dacă este orez adevărat sau dacă este orez fake? Ce înseamnă orez fake? Din plastic? Da. Nu pot să cred. Dintr-un ceva, un polimer, un ceva, și îl puneai în tigaie și dacă ăla se topea și lua foc precum plasticul, ci că era fake. Ah, deci dacă îți lua foc casa atunci când prăjeai plasticul, înseamnă că era plastic. Atunci când făceai un pilaf de orez și se prindea pe fund. Falsificarea intenționată sau neintenționată alimentelor este din ce în ce mai răspândită în lume. Evident, dar hai să vedem care sunt alea. Ia, zi-mi e să văd, să bifez dacă eu mănânc sau nu în mod frecvent asta. Ia. Deci, n-am făcut eu studiul ăsta, l-a făcut Food Fraud Database, se numește. Sunt certificați de unul, deci știi că e pe bune. Bun. Corect, așa. Uleiul de măsline extra virgin. Păi mai găsești extra virgin ceva în ziua de astăzi? Mă refer la ulei. Eu nu cred în uleiul extra virgin de măsline. N-am crezut niciodată când am văzut cuvântul ăsta extra virgin, dar se pare că el este foarte falsificat. Am auzit că e o mafie chiar în Sicilia care îl falsifică. Dar știi cum îl falsifică? Cum? Îl diluează cu tot felul de alte uleiuri mai ieftine și... Ulei de soia. Ulei de, nu știu, ulei de motor, ăla n-are cum că l-ai scump. Da. Altceva. Ce avem mierea naturală. A, clar. Aia, adică se bagă sirop de zahăr, nici nu ăsta. Da, brânza. Da. Cum mă brânza? Stai mă puțin așa. Cum adică brânza? Nu, știu cum, nu știu cum falsifici brânza. Păi ce ai putea să pui în ea, Dumnezeule? Apă cu, hai să ne gândim, o rețetă. Apă cu var. Ci nu. Ulei, nu, se bagă uleiuri vegetale și amidon. În ce? În brânză? În brânză, da, da, da. Ah, stai că da, it makes sense, vorba englezului. Păi sunt ieftine și o fac mai grea. Amidonul e ca o făină albă, foarte, foarte, am văzut. Exact. Îți vine să crezi, am văzut. E fină, 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 cum e pudra de talc. Da, 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 și e... Și interesant, adică nu e interesant, e nașpa. Nu prea e bine, cafea măcinată, uite un aliment. Hai mă, dă-o încolo și ia o gură cafea. Din cafea aia și zic dacă stai. E așa, ia, bea o nu gură. Nu, e boabe, nu, că am luat-o de la noi, de la, cum îi zice, bucătărie, cum îi zice ce avem noi și e adevărată. Aha. E boabe, da. Deci n-are orz în ea, că zic, așa se falsifică. Bă, asta nu mai știu, păreau boabe de cafea, eu știu acum. Peștele. Ce ai făcut? Cine? Peștele. Adică nu ăla pește? Care te bate, ăla pe care îl mănânci. Da, așa, corect. Cum? Stai, stai, stai. Peștele, păi, carnea de pește are oase. Cică cum falsifici oasele? Cică tu cumperi o specie care seamănă cu peștele ăla, dar nu e peștele ăla, știi? Adică tu crezi că vei cumpăra ton, dar o să cumperi... Bon, nu știu. Am cum. Înțeles, biban. Nu, biban, și bibanul e scump. Ce că... chestie, deci peștele se falsifică. Băi, pe asta nu știam. Adică da, brânză, ulei e legit. Poți să înțeleg, dar pește, să falsifici pește. Mama, am mâncat un pește fals la seară. Mi-am luat altceva. Șofran, avem șofran. N-am mâncat niciodată. Păi asta cred că se și falsifică. E un fel de condiment care se pune în mâncare. Da, da, da. A, se interesant. Crește greu, e greu de crescut. Am zis că sunt un fel de floricele, așa, și au niște chestii. Exact, și se culege doar chestia de la floricică. Ce tare. N-am mâncat șofran. Păi și de aia se falsifică, cine știe cum arată șofranul. Poate să-ți dea orice. Ce mai falsificăm? Vin. Vinul. Păi e o vorbă, in vino veritas. Cum să zici că vinul se falsifică? E, păi dacă ai apă, dacă ai zahăr și ai tot felul de alte chestii, dai seama. Știi că... cum este vinul ca prietenii? Adică? E prieten bun și prieten falși. Da, și prieten falsificați. Sau știi care, nu știi care e vinul bun, diferența între vinul bun și vinul prost? Omul cu care îl bei? Nu, vinul bun este vin la tine și vinul prost este vin degeaba. Înțelegi? Bun. Avem parmezan. Parmezan. Da. Ai că parmezanul are gust de parmezan. De fapt, cred. Da, ci că se mai pune celuloză, știi, prin el. Ce-ai făcut celuloză? Da, așa, e hârtie, nu? Hârtia se face din celuloză. Mai bagi niște hârtie în parmezan, mai mănânci tu două, trei caiete acolo, poate te faci de mai deștept. Meu. Deci parmezanul se falsifică, la asta nu mă gândeam. Că el are parmezanul, e parmezan, miroase aia... Dar ce miroase parmezanul? A parmezan. A parmezan. Păi dacă pui niște hârtie în el, nu miroase tot a parmezan? Stai să miros, am vreo hârtie prin pus. Mă duc acasă să-mi miros imprimanta. Îmi pun niște caiete peste pastă să vezi ce bune o să iasă. Deci parmezanul și mai avem ceva cam asta, nu? Băuturi alcoolice ar mai fi ultima chestie. Păi spiritul e spirit, adică... Păi și mai pui și niște spirit, știi cum e. Nu-l face albastru. Înțelegi? Și dai eu un gust de, o aromă de whisky sau... Bun, atenție mare, deci habar n-aveam că brânza se falsifică. Adică, peștele. Ce? A, peștele, deci este cea mai mare surpriză. Peștele și parmezanul. Vezi, dacă noi românii nu știm cum ar trebui să arate parmezanul adevărat,
De unde să știu că eu mănânc? Sau șofranul. Da, iar de acum încolo eu nu mai mănânc pește până nu-l privesc în ochi. Ești pește? Da, e pește, hai să te mănânc. Bine că nu mănânc pește. Nu-mi place! Foarte bine. Bă, ești fals sau nu ești fals? Oameni buni, ce să zic? Poftă bună. Da? Și să fie adevărat. Să nu fie fals, ne întoarcem imediat la copiii cei mici. Sper că nu v-am speriat foarte tare. Astea sunt niște legende, dragi copii, niște povești. Ne dăm noi oamenii mari interesanți. Să știți că brânzica și parmezanul pe care îl pune mamei dimineața sau când îl pune în farfurie este cât se poate de adevărat, fiindcă evident ca părinte ești mult mai atent. Eu mănânc mult mai scump de când am copil, că mă uit dacă e fals sau adevărat. Dacă citești eticheta și vezi multe ingrediente, ai luat-o la fugă, foarte simplu. Exact, vă zice bună dimineața și vouă copiilor, o dăm în mintea copiilor Greg și Moga imediat la Radio Impuls România și Canal de 2. Suntem aici! Dimineața pe 2. This is Impuls Radio. În mintea copiilor Greg și Moga o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Păi cum să nu dăm în mintea copiilor, când mintea copiilor este atât de frumoasă, atât de curată și atât de plină de lucruri minunate. Și te și inspiră. Exact, zic asta ca și posesor, cum se spune, ca și tată, ca și părinte. Și vreau să ne întoarcem la copiii care acum sigur sunt cu noi și la 0754-222-999, fiindcă gata cu distracția. Avem școală. Se merge la școală și nu știu dacă vă place neapărat trezitul de dimineață? Nu neapărat, dar uite, mei îi place foarte mult anturajul copiii și îi place că acum s-a schimbat un pic doamna învățătoare și nu le mai dă teme. Auleu! Atât de multe. A, ce bine asta! Sunt zile fără teme, adică este extraordinar de fericită. Mai mult timp pentru Minecraft. Vorbesc încă Roblox. Încă Roblox. Da. Dar apropo de lucrurile pe care le învață copiii noștri la școală, noi acum o să vorbim cu ei. Da, și vreau să întrebăm următorul lucru. La școală, în principiu, se face matematică, română, o limbă străină. Ce se mai face? Religie, știință, sport. Naturii, sport, tot și felul. Și poate de... cei mai mari șori un pic au și o geografie, o biologie, gen, da? Întrebarea pentru voi este, dacă de mâine ați putea să introduceți o materie nouă... În școală? În orar. Da. Care ar fi aceea? Da? Deci gândiți-vă la ceva ce nu faceți și nu trebuie să fie neapărat o materie, poate să fie, de exemplu, știința universului, habar n-am. Fizică cuantică. Bravo! Poate să fie. Exact, poate să fie și o materie, de exemplu, cu cursuri de înveli ciocolata în staniol. Sau... ca marmota pe vremuri, știi? Exact, sau cursuri de învățat cum să minezi în Minecraft. Sau cursuri de învățat limbajul animalelor, sau cursuri de mângâia pisica, sau ora de făcut rețete de înghețată, sau orice. Cursuri, da? De să fii președinte, nu știu. Niciodată. Corect, exact. Adică orice putem să facem absolut ce deci, vrem. Întrebare pentru voi, dragi copii, dacă de mâine ați introduce o oră nouă, o materie nouă, da, pe care nu o faceți și poate să fie o materie super trăznită, inventată, care ar fi aceea? La 0754-222-99 așteptăm răspunsurile voastre. De fapt, este mult zis așteptăm, că deja s-a umplut WhatsApp-ul și începem să zicem bună dimineața! Neața. Dimineața Radio Impuls, sunt Antonio din Brașov și dacă aș putea să inventez o materie, aș inventa să putem învăța limba pisicii. Vai cât de tare e asta! Miau, miau, miau! Da? Corect, corect, foarte tare asta, mai ales că pisicile se uită la tine, câinii se mai exprimă, poți să mai explică, exprimă, pisica este... Nu știi. Da, te uiți la ea. Mă iubește, nu mă iubește, doar când ai mâncare, atunci știi, în rest. Nici nu știi cine e stăpânul. Băi, cu siguranță, eu știu, pisica e stăpânul, pisica e stăpânul. Neața. Salut, Radio Impuls, eu sunt Ștefania Timișoara, am 9 ani și dacă aș vrea să introduc o materie nouă la școală, acea materie ar fi... ca oră să nu facem nimic, papara de impuls. Corect. Ora de meditație. Da, ora de nimic. Foarte tare, bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Alin din Cluj. Da. Iar dacă aș putea inventa o materie, aș inventa materia să învățăm chineză. Tare! Salată, impuls!
mulți, eu sunt Anara din Cluj-Napoca. Așa. Și am vrut să nu mai culeg niște floare și un ghiocel. Pa, pa, mami! Deci, ce materie ați introduce în orarul vostru de la școală? O materie care nu există sau care există, dar nu o faceți? O materie pur și simplu nouă? Asta este întrebarea dimineții. Hai să zicem iarăși bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Naomi din București, am 7 ani. Și dacă mâine aș avea o oră, aș vrea să introduc o oră de mângâiat animalele. Cupici, cupici și spor la sărăici. Ce frumos. Da. Bună sunt dimineața. De acord. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Irina din București. Și dacă aș introduce o materie nouă, aș pune să am ora de botanică. Pa, pa, Radio Impuls. Ah, interesant. Când a zis bătaie. Nu așa. Și am crezut că ora de bătaie o să vrea. Deci, noi adulții suntem efectiv pur și simplu defecți. Avem așa niște mici botanică. Botanică. Foarte interesant. Neața. Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Vlad din Timișoara, am 7 ani și eu îmi doresc să merg la cursul de să fiu președinte. Asta zic, asta zic. Baftă în alegeri! Baftă în alegeri, să ține minte numărul de telefon al părintelui când devine micul mare președinte, să sunăm părinții. Să-ți facă și ție casă de 7 milioane. Bună dimineața! Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Tudor și astronomia este materia pe care vreau să o studiez la școală. Foarte interesant. Ce mișto. Da, 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 despre planete. Am observat că ziua de astăzi copiii învață mult mai repede decât noi și mult mai bine de pe YouTube. Deci sunt o grămadă de filmulețe de astea pe înțelesul copiilor despre virusuri, de exemplu, bacterii. Biologie, chimie, despre, orice. Despre astronomie. Da, am văzut foarte multe chestii mișto și chestii eu. Pe înțelesul copiilor, nu știu de ce oare nu se fac și la școală. Dar astronomie, foarte tare. Bună dimineața! Neața, Radio Impuls, eu sunt Irina din Cluj. Da. Și dacă aș face o materie nouă pentru școala mea, aș pune dansul pentru că iubesc să dansez. Corect. Papa, Radio Impuls, spor la cafeluță. Sunteți generația în care se dansează foarte mult de pe TikTok. Dar TikTok are și părți bune, fiindcă ți-am zis, Emma știe toate dansurile de pe TikTok. Dansează o oră, nu se repetă, ți-am mai zis. Da, are o coreografie, un repertoriu mare. Da, și nu dansează aiurea, nu, dans. Dans da, foarte pe bine, bune, uite, dansul, o oră de dans pe săptămână, gândiți-vă la asta. E și sănătos, e și frumos. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, Teo din Timișoara. Și dacă de mâine ar fi o oră, aș vrea să fie ora de îmblânzit capibare, pa, pa! Să îmblânzim capibare? Da, să știi, copiilor le place foarte mult capibara, nu știu de ce. Că e foarte frumoasă, cum adică, e foarte simplu. Deci de când facem Grig și Moga, de când o dăm în mintea copiilor la Radio Impuls România, de vreo 9 luni de zile, una, două aude capibara. Capibara, stânga, capibara, în dreapta, trebuie să le îmblânzim, sunt uite. Sunt simpatici, măi, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Rebecca din București. Așa. Și dacă aș putea să mai pun o materie, aș pune cursuri de karate, cupiși cu sclipii și spor la cafeluță. Da. Autoapărare, cum ar veni. E bună. Cum să nu? Uite, să fie ora de sport, dar să fie în primul rând în fiecare zi. Și să ai așa, karate, dans și hai să vedem ce idei ne mai dați voi. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Vlad din București. Da. Și eu, dacă aș adăuga o materie nouă, ar fi materia de gaming. Corect. Asta chiar e bună. Cafeluță. Corect. Există o industrie, deja sunt joburi în industria asta, adică. Dar mai mult decât atât, există campionat internațional, mondial de Dota. A, da, știu. Unde premiul cel mare este nu știu câte milioane de euro. A fost peste 15 milioane la penultimul și 30 la ultimul, care s-a ținut apropo aici în București. Stoare. Dar nu știu unde s-au ținut banii. S-au dus, n-au plecat, au plecat deci, în China. Da, foarte tare. Neața. Neața, Radio Impuls. Noi ne numim Rebecca și David. Da. Noi avem 9 ani. Mulțumesc. De matematică. Noi am vrea să avem ora de craftsman. Pupici cu sclipii și spor la cafeluță. Mulțumim mult, caută repede pe net, zim ce e ora de craftsman. Craftsman că este un joc.
Ah, ok. Și n-am ajuns acolo deci încă. Deci ei nu numai că vor să introducă ora de craftsman, au zis și ce scoatem. Scoatem matematica, da? Păi da, băi, adevărul e că e prea multă. Băi, sincer, acolo X, Y, 4, 5 numere, cifre. Pentru lor și pentru mintea lor e prea mult, oameni buni. Le dați prea greu. Noi vă dăm ușor, fiindcă vă alegeți voi ora pe care, materia, ora pe care doriți să o introduceți. În orar la 0754222999. Grig și Moga o dăm în mintea copiilor. Ce oră, ce materie ați vrea să introduceți la școală? În orarul pe care îl aveți, ne spuneți și noi vă ascultăm și cine știe, poate ne ascultă și cine trebuie. Până dimineața, revenim. Neața. Dimineața Petroi. Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. În mintea copiilor. Greg și Moga o dau în mintea copiilor. Evident. Nici chiar. Ba, de ce? Băi, ba da. Astăzi întrebare pentru voi, dragi copii. Mergeți la școală și aveți o nouă materie pe care o introduceți voi, da, în sistem. O și băgați în orar. Ați băgat în orar o nouă materie și poate să fie orice, poate să fie ora de mâncat pisici, că tot am avut. Și întrebarea, evident, este care e materia pe care o introduceți care la școală? Care e această materie? Bună dimineața! Dimineața Radio Impuls, eu sunt Carolina din Sân Mihai, român. Așa. Am 7 ani și eu aș inventa o materie, da, să inventăm, să învățăm să vorbim limba bebelușilor, pupici cu sclipici, wow, spăr la cafeluță. Limba bebelușilor, sigur are un frățior mai mic sau surioară mai mică. Și nu prea îl înțelege, că nu prea înțelege. Și noi părinții am vrea să inventăm, să învățăm limba bebelușilor, dar mai încercăm. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Mă numesc Alesia din Brașov, am 11 ani. Așa. Și dacă ar fi să inventez o materie, eu aș inventa rețete de înghețată, pupici cu slipici, spor la cafeluță. Bun, 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 n-avem cursuri de gătit încă. Nu, nu există. Da, nu există, dar mai așteptăm. Bună dimineața. Eu aș făcut bună ora de mâncat. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ionuț de la Zănești. Așa. Și dacă ar fi să inventez o materie, eu aș inventa ora de mers la bibliotecă. Pa! Oh, cât de tare! Ora de mers la bibliotecă. N-a zis ce facem acolo. Sau ce fel de bibliotecă. Vezi, neața. Dimineața Radio Impuls, eu sunt Carina din București. Am 8 ani. Mă îndrept spre școală, da. Și dacă mâine aș schimba o materie, aș fi să se înlocuiască româna cu desenatul. Papa, Radio Impuls. Să te mai gândești la matematica cu desenatul, da, da, părerea, da, da, mea, da, da. Nu știu. Poate îi place matematica și desenul. Da, corect, neața. Bună, Radio Impuls, eu sunt Victoria din Timișoara. Și eu dacă aș inventa ceva, da, aș fi să nu fie școală deloc. Radio Impuls, pupici cu bebelițe și spăr la prins bebelițe. Mulțumim, mulțumim. Deci simplu, să nu fie nicio materie. Neața. Mai bună materie. Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Rădoi Timeni în Craiova. Da. Iar dacă aș putea să adaug o materie nouă, aș vrea să adaug materia de făcut poțiuni. La revedere! Mamă, deci de făcut poțiuni. Poțiuni? Da, adică e când ești vrăjitor și faci tot felul de poțiuni, știi? Da, cu intenții bune, da? Da, cât de tare! Bună dimineața! Neața? Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt David din Târgu Mureș. Așa. Și materia care o vreau să o bag eu ar fi aia în care învățăm să gătim orice. Pa, Radio Impuls, cu pici, cu slipi și spor la cafeluță. Păi asta chiar ar trebui băgat. Mi-a dat tot bărbații să treacă în bucătărie. Păi nu, bărbații sunt cei mai buni bucătari. Ba da, da. Matei, da, e bun, e bun, foarte bine, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Natalia, am 12 ani și sunt din Constanța. Da, și dacă ar fi să inventez o materie, ar fi înotul. Să avem o piscină. Aha. La da. Vedere, Radio Impuls.
Mulțumim, deci notul, să avem o piscină, să avem și acasă, că m-am săturat de cada din baie, vorba să aia. Să facem antrenamente și acasă după aceea pentru școală. Mai lăm repede două mesaje, ne pregătim de publicitate și de Nadina Zisu, care vine cu știrile imediat, dar mai avem repede timp și pentru voi. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Arăs din Cluj și dacă ar fi să adaug eu o materie în școală, ar fi să fie ora de modelat, adică să modelăm plastelină sau să facem forme cu hârtie. Spor la cafeluță. Artistic. Da, mulțumim. Încep și copiii mari să se activeze. Tare, Neața. Neața, Radio Impuls. Eu sunt Matei din Cluj, am 9 ani și materia mea care aș vrea să o bag de pilotat avioane și de mâncat dulciuri. Pa, pa, Radio Impuls, spor la cafeluță. Băi, ce frumos stai în avion acolo, mănânci ciocolată. Exact. Da. Stai cu o cadea de aia în gură, era să zic și cum îi spune numele. Da, pilotat avioane, cum să nu, modelaj, astronomie. Îmblânzit capibare și fără școală deloc, avem de toate. Dans, foarte important. Am avut și materii serioase, am avut și materii pe gustul copiilor, dar și pe gustul nostru. Momentan avem materia care se numește știri. Uite, de exemplu, oră de jurnalism. Ar trebui să fie. Serios. Cum să te ferești de fake news? Hai că devenim prea serioși, da? Vine Nadina Zisu, super serioasă la știri. Noi ne întoarcem după ora 8, Grig și Moga. Suntem... Bună dimineața! Dimineața pe doi! This is...